există fantome. Nu există fantome. Nu se primesc așa rapid. Salut la fiecare, aici Sergi Budăianu, invitatul meu de astăzi este Mariana Munteanu. Mariana, bun venit în studioul nostru. Mariana va răspunde la 50 de întrebări fără a se gândi. Ce să fim spuse, să începem. Cine este prietenul tău cel mai bun și de ce? Prietenul meu cel mai bun este un băiat. Eu mereu am avut chestia asta că prietenii mai bine cu băieții decât cu fetele și asta și în continuare așa. De ce? Anume el sau de ce băiat? De ce el? De ce el? Pentru că e genul de persoană care acceptă și știe să asculte foarte bine oamenii și asta e ceea ce eu foarte mult apreciez și asta mă atrage foarte mult atunci când leg prietenii. Uh-huh. Spune-ne un proverb, aforism sau o învățătură dintr-o carte sau film care ți s-a memorat cel mai bine. In order to heal it, you have to feel it. Ce te irită, te enervează cel mai mult? Fie la oameni, fie în general. Atunci când oamenii sunt ipocriți. Dacă ai scrie o carte, ce denumire ai pune? Eu. Dacă ai alege să ai o superputere, care ai dori să fie? Să pot cânta. Și oamenii să le placă. Pentru mine asta e o superputere. Am înțeles. Pentru că îmi place foarte tare să cânt, dar nu am voce. Imaginează-ți că poți face un gest măreț pentru lume. Uh-huh. Ce ai face? Aș oferi posibilitatea la toți care au dorința să se ducă la consiliere psihologică, adică aș plăti chestia asta, aș acoperi și ca ei se ducă. Ai avut sau ai careva porecle? Și spune-le. Zolușca, dar nu știu, chiar nu ți-am minte de ce îmi spuneau așa. Ce ai dori să spună oamenii despre tine după moartea ta? Omul și-al a fost ciotchi. Care este scopul pentru care vei munci sau îl vei urmări toată viața ta? Să ajut oamenii să treacă peste greutățile lor, peste traumele lor și să ajungă să facă ceea ce le place. Să-și trăiască pasiunea. În ce loc dorești într-adevăr să călătorești? În Hawaii. Adică să stau și să mă odihnesc acolo, pur și simplu. Și să nu... să fiu în pace cu mine și cu lumea și cu tot. Care este animalul tău preferat? Nu am animal preferat, tot îmi plac. Din toate cele animalele care îți plac, care nu-ți place? Șobolanii, probabil. De ce ai ales să te tunzi scurt? Pentru că la un moment dat în viața mea am simțit, uite, mă uitam în oglindă la părul meu lung și am simțit că asta nu mă reprezintă. Și eu cumva știam că eu dacă o să mă frizez, eu o să mă simt eu însemi și o să mă simt liberă. Și așa și este. Eu mă simt cu mult mai mult Mariana, cu părul scurt, decât cum eram înainte. Cum eram înainte, asta nu era Mariana, asta era o căcaită persoană, asta nu eram eu. Mm-hmm. Superb. Dacă ar fi să te descrii pentru un singur cuvânt, care ar fi acesta? Liberă. Spune-ne un secret despre tine. Eu ca tare foarte mult vorbesc de mine și de faptul că mă iubesc, mă apreciez, dar eu de fapt foarte tare mă urăsc în unii momente. Cred că asta e ceva normal pentru oameni. Care ar fi un lucru pe care l-ai făcut și nu îl vei mai repeta niciodată? Fie rău, fie bun. Să rămân cu oameni care nu mă apreciază și nu mi oferă ceea ce eu merit. Niciodată n-o să mai fac asta. Mm-hmm. Ai vreo frică prostească de ceva? Ceva care este ridicol să-ți fie frică, dar totuși o ai. Eu înainte aveam frica asta și toți de fapt o au, că văd o insectă și insectă. Dar e de fapt eu ființă, că toate ființele. Pentru mine spun mâna asta, e un fel de conștientizare că e că asta pur și simplu e o ființă și eu nu-ți faci ție nimic și tu pur și simplu poți să o accepti așa cum este. Mm-hmm. Eu nu mă duc. Hello, darkness, my old friend. Eu nu ucid insecții. Asta off topic. Este moartea cea mai mare frică ta sau este altceva? Nu. Singurătatea e cea mai mare frică mea. Moartea. Tu mori, adică... Tu nu mai simți nimic, dar singurătatea tu trăiești în asta. Și asta e cel mai dramatic, probabil. Crezi în Dumnezeu sau într-o forță supranaturală? Cred în Dumnezeu, într-o forță superioară. Câți ani ai? 20! Care ar fi cel mai romantic lucru care ar putea să ți-l facă cineva? Eu apreciez foarte mult momentele foarte simple și romantismul mie mi se pare prea exagerat câteodată. Dar romantic pentru mine asta pur și simplu să fii în doi, împreună și să ai momentul ăsta în care tu discuți sau nu discuți, dar tu simți conexiune cu persoana aceea și tu simți că tu ești pentru dânsul și el e pentru tine. Sau pentru dânsul.
uh-huh. dacă vorbim la general. Care ar fi cel mai preferabil ingredient în mâncarea ta? Sare. Care este principiul de viață de care te conduci atunci când nu știi ce să faci? Lasă-te pierdut, stai acolo, simți tot și odată vei găsi calea corectă. Spune-ne cartea care ți-a schimbat viața. Eu am citit Emoții de Ușo, uh-huh. într-o perioadă foarte complicată, hai să spunem, complicată pentru că era adolescența, depresie, chestii, și Ușo, Emoții mi-au schimbat foarte mult modul meu de percepție asupra vieții și asupra mea. Practic, hai să spunem, dacă dramatizăm o leacă, mi-a salvat viața. Superb. Care este filmul pe care l-ai privit mai mult de 5 ori? Oh, Walk to Remember. E un film fantastic. El e old school, el din 99, probabil. Uh-huh. E romantic, paradoxal, am spus că nu-mi place romantismul, dar filmul vorbește despre acceptarea a unor lucruri poate rele, care sunt etichetate ca rele, da? Da. Dar totuși există o chestie superioară numită compasiune care te face pe tine să înveți să înțelegi chiar și lucrurile care sunt inadmisibile, aparent. Continuăm. Ești la întrebarea 25. Fix a 25 ți-o pun. 50%. Cine este actorul, actrița preferată? Nu am. Ce sport faci? Dansez, dacă e sport. Și alerg. Plimbatul nu e sport, cred că, dar îl fac des, îmi place. Pot să-l aliniez cu hiking. Știu că mergi pe role. Putem să cutica sport? Faci des lucrul ăsta? Făceam înainte des. Acum am început iarăși să fac rolling, dar nu e ceva care fac frecvent cu norocul meu la picioare. Chiar nu. Spune despre norocul tău la picioare, pe scurt. Eu mereu aveam o glumă așa mai deep la subiectul ăsta. Eu a treia oară deja mi-am scrântit piciorul și eu de fiecare dată spuneam că la mine pur și simplu în viață nu e echilibru și de atâta la mine tinde picioarele să se ducă într-o parte. Ca și mine și ca și mintea mea. Știi? Am înțeles. Următoarea întrebare era spune-ne un banc. Și atât l-ai spus. Spune-ne o istorie oară din copilărie. Eu când eram mică aveam foarte multe jucării și nu știu, poate pentru că aveam prea multe jucării, dar eu mereu mă ducem la balcon și le aruncam peste fereastră. Și după asta rugam copiii să ne întoarcă înapoi cu soară, așa le legau. Ai cicatrici. Povestește-ne de unde le ai. Da, am cicatrice. Primăvara asta am avut operația. Am avut apendicit. Uh-huh. Și normal pentru... normal. Natural. Ți-a cusut înapoi tot ok? Da. E cicatrice vizibil tare sau e puțin? E ok. Nu e vizibil tare. Eu nu mă stânjenez de dânsa. Sunt ok uh-huh. cu dânsa. Și cumva... E un fel de amintire a... trecutul și ce am avut, ce am trăit, adică eu sunt păcat cu ei am ieșit. Și... Câți bani ar fi de ajuns pentru tine? Nu știu, e prost la bani. Iubești munții sau marea? Sau poate pustiul sau articul? Iubesc tatăl. Dar dacă ar fi să alegi să trăiești mai mult timp într-un loc, să zicem vreo 10, 15, 20 de ani, ce ai alegi? Acum aș spune că eu nu înțeleg cum aș putea să trăiesc 15 ani într-un loc. Așa. Dar... Dacă ai fi nevoită să alegi. Dacă aș fi nevoită, probabil lung mare. Spune-ne unul din visele tale. Să devin psiholog. Cine din familia ta este cel mai aproape de tine? Probabil mătușa. Dacă ar fi să inviți doar o singură persoană la ziua ta de naștere, pe cine ai invita? Pe cel mai bun prieten de care spuneam anterior. Care este băutura ta preferată? În general, eu nu am băuturi, mâncăruri preferate. Eu tind să mă bucur de gustul la orice, chiar dacă e alcoolic, nu e alcoolic, e... Nu am preferate. Cum se numește blogul pe care îl ai? Ce scrie acolo? Blogul meu se numește Little Carter. Ce scriu eu acolo? Scriu experiența mea personală. Asta sună foarte... poate o leacă banal și eu când spun asta o leacă mă tem, pentru că... Eu aleacă trăiesc cu principiul ăsta cu un copil de 20 de ani, nu prea are multă experiență și atunci când el scrie mai mult foarte subiectiv și cu nici o morală. Uneori cred asta. Uh-huh. Și sau poate e pur și simplu un stereotip care oamenii minte. Și de multe ori când scriu, mă gândesc că da, poate oamenii nu vor citească asta pur și simplu în capul meu și oamenii în general uh-huh. ies cu treaba lor și eu acolo nu scriu nică clar. Dar
Pe de altă parte, deja de două luni sau trei cât este blogul, toți scriind despre ceea ce am trăit eu, am înțeles că foarte mulți oameni au trăit același lucru. Uh-huh. Și anume, sentimentul ăsta de apartenență mă face să înțeleg că eu, de fapt, cu scopul ăsta am pornit. Ca eu să exprim și ca eu să înțeleg că eu nu sunt singura care trăiește ceva, că mai sunt oameni care au avut depresie, sunt oameni care au trăit despărțiri, sunt oameni care sunt aceiași ca și mine. Da? Și noi, TETS, putem să formăm o comunitate și să vorbim, poate să facem așa o putere care să miște un pic subiectele astea tabu, de relații, depresie și tot așa mai departe. În descrierea la acest video vedeți link la blogul Marianei. Când ești tristă, ce te face să te simți mai bine? Oamenii, muzica și o doză de consiliere psihologică din partea mea. Eu câteodată pot să mă stau cu mine și, tac, Mariana, tu de ce ești trist? Hai să vedem. 1, 2, 3. Eu am chestia asta. Da? Când, vorbești cu tine? Da, mereu. La ordine zilei. Da, da. Care este cel mai prostesc lucru despre care ai văzut că oamenii se ceartă? Este simplu. Religie, de la bani și politică. Trei lucruri prostești de la care oamenii se ceartă. Care ar fi un lucru pe care l-ai schimba la tine dacă ai putea merge înapoi în timp? Asta sună foarte tipic, dar nimic, desigur. Spune-ne despre un viciu pe care l-ai. Obișnuiesc foarte mult să visez sau să deraiez din lumea reală. Să nu fiu aici, dar undeva în mintea mea. Și asta câteodată aduce consecințe. De exemplu, nu fac task-urile când trebuie. Sau nu reușesc să reacționez la anumite chestii care vin în viață. Nu știu dacă asta poate fi numit un viciu, dar să zicem. Exact. Pentru tine este viciu. Exact. Care este anotimpul tău preferat? Primăvară. Care sărbătoare din an o aștepți cel mai mult? Ziua mea. Ce fel de muzică asculți? De toate. Spune-ne ultimul cântec pus pe repeat. Ți poți mă uiți? Da, poți să uiți. French Montana, Twisted. Ce stil de îmbrăcăminte te caracterizează? Nu mă caracterizează niciunul, pentru că eu mă ies în căutarea unui stil. Sau poate pur și simplu n-am bani să fac stilul meu. Dar mie îmi place să încerc. Există faza asta când poate unii se tem să se îmbrace într-un fel pentru că, nu știu, se gândesc cum o să mă vadă lumea. Eu înțeleg câteodată eu poate nu arăt foarte adecvat sau nu arăt ca o fată sau nu arăt nu știu cum. Nu că mi-e tot una. Eu mă simt ok și eu mă îmbrac în concordanță cu starea mea de spirit în fiecare zi. Mm-hmm. Câți bani ai la viața ta acum? Nu știu. 20 lei, 10 lei, ceva ce. Care este culoarea ochilor care îți place cel mai mult? Albastru. Pur și simplu ador albastru. Unde te-ai născut? Chișinău. Ah, mă gândeam că la spital. Da! Acolo! Pe o scară de la 1 la 10, cât de fericită ești? 7. Dacă peștișorul de aur ar exista, care ar fi trei dorințe pe care i le-ai spune? Fă așa ca să-mi dai răbdare și abilitatea asta de a structura, ca să pot scriu două cărți, să pot să călătoresc unde vreau, timp de 2 ani, fără să lucrez, fără nimic, pur și simplu să descoper lumea. Deci libertate de călătorit timp 2 ani, nelimitat, exact. All inclusive. All inclusive. Așa. Bine, dacă scot lista, găsesc cu o grămadă, dar... Ce listă? Am o listă cu dorință. Este la tine aici undeva ai scris-o? Nu. Acasă. Am un carnețel unde la sfârșit de an îmi scriu dorințele pe 2019-2020 și tot ce mai departe. Și la sfârșit tot anului cecuiesc care sunt depunut. Mm-hmm. Nu știam. Nu știam cu tot aceasta. Asta funcționează de fapt. Știi și funcționează și mai bine. Ce? Scrii dorințele la prezent. Dar știi și funcționează și mai bine. Ce? Uite, e garantat. Asta e garantat. Trebuie, de exemplu, tu îți dorești un telefon. Da. Tu ai văzut telefonul ăsta, nu știu, în ziar, în revistă, uh-huh. Da? Uite, tai poza de la telefon și o pui într-un loc unde tu cel mai mult te uiți. În fiecare zi, unde tu te uiți cel mai mult, da? Uh-huh. Și peste ceva timp, dorința se va îndeplini și tu o să ai telefonul ăla. Eu asta, la mine asta s-a întâmplat. Da? Da, serios, când eram mic. Vrem un Nokia de ceala. 3310 de tipul ăla? Ceva de genul ăsta. Și uite, ne-am pus fotografia la telefonul ăsta pe televizor. Așa în fiecare zi mă uitam la dânsul și la un moment dat mătușa mi-a cumpărat telefonul ăsta.
Fără glumă. Asta merge. Și cu dorința la prezent, eu nu știu care e fișca în asta, dar tot merge. A treia dorință care vrei să-i pui peștișorul de aur, care este? Să-mi dai voce să cânt. Am înțeles. Mariana, mulțumesc pentru interviu. Poate vouă vă este curios să răspundă la alte întrebări, puteți să le puneți în comentariu. Dacă v-a plăcut video, abonați-vă la canal și distribuiți prietenilor voștri. Succes vouă!